cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. De dimineața, oameni buni, îmi căutam cafeaua. O cană mare pe care era cafea, probabil că mi-o aduce cineva dacă o găsește, dacă nu o găsește, asta e. Deci cafeaua de dimineață, astăzi, dacă nu mă înșel eu, suntem în 18 mai, a apărut numărul 580 al ziarului Mesagerul de Neamț și în studio este domnul primar Andrei Carabelea. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Eu am aici cafeaua mea, văd că... Vine și cafeaua mea de undeva, da, acum. Mulțumesc mult! Urăm poftă bună la cafea tuturor urmăritorilor. Tuturor care vor să bea o cafea, un ceai sau chiar un pahar de apă, dar să bea ceva de dimineață, nu alte chestii, că cam de vreme. Nu acum. Acum, la ora asta, merge doar atât, așa, o pălincă, dar dacă te duci la coasă. În oraș ar mai fi de cosit câte ceva, dacă nu mă înșel. Da, pun eu la dispoziție pălinca pentru aia care se duc, dacă se duc. Și eu pun la dispoziție. Chiar vreau să dea zăr un pic mai tare. Eu înțeleg că a fost o vreme atipică la început de mai. Sfârșitul lui aprilie s-a încheiat cu zăpezi care au creat chiar probleme. După care vreme rece și ploioasă care a împiedicat activitatea de cosit. Acum suntem puțin în urmă, dar până la finalul săptămânii viitoare recuperăm orice întârziere. Îmi pare rău de situație, dar cred că toată lumea trebuie să înțeleagă că a plăcut introducerea, nu? Sigur că da. Să ajungi de la palincă la urban, e o chestie. Urbanul se ocupă sau cine se ocupă? Urbanul, da. Urbanul. Mai e în insolvență? Încă mai e în insolvență. Au fost situații prelungite de diverse procese în instanță. Acum înțeleg că ne apropiem de termenul final în instanță, prin care DTI urmărea recuperarea unor sume, din câte înțeleg, de la Urban. Aceste situații au fost cele care au întârziat ieșirea din insolvența Urbanului, dar cred că zilele astea putem vorbi despre ieșirea din insolvență Apel la Invest, deci tot este o... S-a finalizat treaba cu... Eu știu că da, pentru că se făceau ultimele plăți de către Apel la Invest. Zilele trecute au făcut și virarea către primărie cu suma pe care o datorau de undeva la 1,3 milioane de lei. Deci, practic, dacă se achită banii ăștia, ar trebui să ajungă la judecător și judecătorul exact să spună, domne, zice, luați-vă perla asta, că mă plictisește de câți ani, de vreo câțiva ani. A plictisit pe toată lumea, era așa? Logic să plictisească. Luați-vă perla înapoi la primărie și puneți-o unde vreți voi. Dar de acum deja vorbim de o echipă de lucru conturată pentru strategia tarifară la telegondolă, pentru că de acum putem vorbi despre propria gestiune, nu mai suntem la mâna unui administrator judiciar care ia decizia de undeva dintr-un birou din București în baza unor comparații mai puțin empirice decât o poți face de la fața locului. Da, păi să începem emisiunea, așteptăm și întrebări de la cei care ne urmăresc. Până atunci însă, dați voie să-mi prezint în câteva rânduri. Chiar vă rog. Mesagerul de astăzi. Avem câteva materiale care sunt sigur că vor fi interesante pentru cei care le citesc. Spitalul lui Arsene din ce în ce mai mic și cu probleme mari de creștere. Pe scurt, foarte pe scurt, de la mega spitalul acela cu 880 de paturi și heliport. Și heliport și bănuiesc și centru spa acolo și ce mai era pentru refacere. Așa s-a ajuns la 423 de paturi și acum se vorbește despre un nou proiect tehnic care să nu mai însemne jumătatea proiectului matusalemic, faraonic dinainte, ci să fie un proiect mai mic cu toate secțiile de la spitalul existent acolo, dar cu un număr mai mic de paturi. E un haos în mintea celor care discută subiectul ăsta, pentru că ei trebuie să încadreze în trei situații. Situația 1, să facă în așa fel încât să încadreze în PNRR.
Situația 2, să rezolve toate problemele administrative, adică proiect pentru proiectul tehnic scos la licitație, după care constructorul scos la licitație, cu toate aprobările, și situația 3, să respecte și indicațiile venite de la Barie. Și asta este un pic mai complicat, pentru că aceste indicații vin la partid, la Consiliul Județean, la firme, la primării, peste tot, fără niciun fel de problemă. Eu stau și mă întreb cum se distrează cei care monitorizează traficul telefonic. Eu bănuiesc că se distrează de nu mai pot. Când află, de exemplu, face așa și vede după aceea că se face lucrul acela, deși ceilalți spun nu se face așa, dar lucrul se întâmplă. E foarte interesant, distractiv și până la urmă, de ce nu, instructiv. Alte subiecte în Mesagerul de astăzi, un portret al unui paramedic salvator de suflet și trup, preot, care lucrează la Smurd, echipa câștigătoare de la Asachi, continuăm ideea noastră de a prezenta elevii care câștigă olimpiade și nu sunt doar tocilari, cum se spune, sunt oamenii aceia care gândesc. Un interviu cu profesor universitar dr. Sorin Bocancea de la Iași, politolog, care spune după Putin nu vom avea la Kremlin decât un alt tiran care va căuta mai, care va cânta mai bine partitura democrației. E interesant de discutat. Sunt și alte materiale, dar să nu-l ținem pe domn primar în așteptare. Și facem, avem și un editorial care spune și la stânga trei bătăi, hăi, hăi. Și vorbește despre politica național. Acum se schimbă, nu se schimbă. Se rotește, nu se rotește. Se rotește în stânga, se rotește în dreapta. Se rotește pe loc. S-a inventat perpetuum mobile în politică, adică avem o coaliție care de acum înainte se autoalimentează de la programele lor, nu de la buget. Am greșit când am spus buget. Se autoalimentează și vor merge așa până la adânci bătrânețe. Adică când PSD cu PNL, când PNL cu PSD, când PNL-PSD împreună cu UDMR. Dar, de ce vreau să spun aici, aș vă întreb așa ca să mă lămuresc eu. În PSD-ul local este o armonie și o pace încât primarul Harpa, președintele partidului, bănuiesc că și-a cumpărat cămăși de zale din Evul Mediu pentru partea din spate unde stau doi vicepreședinți. În AUR, la nivel național, Simion, cutare, și peste tot e cam așa. În PNL se spune cam așa. Deci, domne, e pace, armonie, frumusețe, până în momentul în care se vorbește despre mici șicane administrative, politice, ba Piatra Neamț există pe hartă, ba nu există pe hartă. Ba, așa. Care e situația? Ca să începem cu începutul. Ați văzut ce bine v-am... Sigur, ați făcut o introducere foarte, foarte lungă. Situația este destul de simplă. PNL este un partid serios și angajamentul privind protocolul de guvernare se respectă. Astăzi știu că vor avea noi discuții în care se evaluează inclusiv posibilitatea de a se schimba structura guvernului în sensul de a se reduce, de a se reduce numărul ministerelor. Mai mult nu știu să vă zic, știu că dar pe plan local alianță, știu să ziceți? Sigur că da, ajungem și acolo. Știu că pentru mulți alianța de guvernare PSD-PNL pare una atipică, pare una nefirească. Nu, nu este adevărat, este perfect firească. În condițiile în care promovăm acum tot felul de curente noi, care pun pe prim plan LGBT-ul și alte chestii, alianța dintre PSD și PNL este perfect valabilă. Și aceste amenințări, ca să le zicem așa, din spectrul din care le priviți dumneavoastră, și aceste amenințări există, dar noi ne referim la un context global în care România avea nevoie de stabilitate și o alianță
Orice altă formulă de alianță la guvernare nu ar fi putut asigura această majoritate stabilă. Vorbim de crize fără precedent, crize succesive fără precedent. După pandemie, război, criză energetică, criza materiilor prime, toate acestea creează niște provocări uriașe. Iată că și măsurile pe care le ia guvernul sunt de extremă precauție, deși România este pe creștere economică în trimestre succesive, deși nu suntem în recesiune, se iau măsuri de reducere a cheltuielilor. Aici, dacă vreți părerea mea, din punctul meu de vedere, e o eroare undeva la Ministerul Finanțelor, dar nu sunt în măsură să comentez de ce am ajuns să luăm măsuri în pline programe de dezvoltare. Noi luăm măsuri de austeritate care să ne pună frână practic în implementarea proiectelor de dezvoltare cu finanțare europeană, ca să nu mai vorbim despre PNRR. Și acum, ca să ajungem la nivel local. Pe mine nu mă interesează bârfele despre ce se întâmplă în PSD. Aud destul de multe bârfe. Dar eu nu v-am întrebat despre PSD. Aud, da, nu. Ați vorbit și despre PSD. Haideți, spuneți-mi că nu vă interesează bârfele din PSD. N-am timp de ele. Domnul primar, cu toată sinceritatea, vreau să vă spun că la o cafea, ce merge mai bine decât o bârfă? Da, uneori n-am timp nici de un pahar de apă în anumite zile. Facem un apel la cetățenii orașului. Nu e vorba de că n-am un pahar de apă, n-am timp de. Dar nu e, sunt ședințe care se prelungesc tocmai pentru că apar foarte multe provocări în proiectele pe care le implementăm, provocări care necesită atenție și, bineînțeles, timp. Despre PSD chiar n-am timp în momentul de față de bârfe, dar am persoane pe care le-am rugat să-mi zică dacă este ceva semnificativ. Odată ce nu au ajuns la mine informații despre ce se întâmplă acolo, înseamnă că nu se întâmplă nimic semnificativ. Dar ceva semnificativ din PNL a ajuns la dumneavoastră? Sigur, ajung tot bârfe, că na, sunt mulți care se ocupă de astfel de îndeletniciri. Aud și eu că s-ar vorbi pe la colțuri de un război rece între cei doi poli, Piatra Neamț și Roman, că ar fi tot felul de situații. Eu le spun tuturor cât se poate de răspicat și mă uit în ochii tuturor. PNL se pregătește de un an electoral. PNL lucrează la consolidarea echipelor de campanie. Se atrag noi membri în toate organizațiile locale și la Piatra Neamț se întâmplă asta și la Roman și în filialele orășenești și comunale. Că mai apar mici informații sau mai degrabă dezinformări legate de înțelegeri sau neînțelegeri, e cineva care are prea multă grijă și e, nu știu, o zonă de creativitate cumva peste limita. Deci, haideți să tragem în linie, să punem punct. În PNL este pace și armonie. În orice echipă care funcționează într-un mod corect, apar situații și de armonie și de entuziasm și de muncă în aceeași direcție și apar și teme și puncte de vedere pe care le exprimăm în maniere diferite. Este cât se poate de firesc să se întâmple așa ceva. Da, PNL este o organizație vie și nu întotdeauna toți membrii trebuie să fie de acord cu toți membrii. E dezbatere, e construcție, ne pregătim de o campanie extrem de dificilă și probabil există și orgolii și ambiții personale ca în orice organism viu. Dar PNL este o echipă unită. Am înțeles, am lămurit-o. E bun așa. Bun, haideți să începem cu orașul. Așa. Păi, de la început vreau să precizez că am primit tot ce este legat de proiecte turistice și parc. Am convenit cu domnul primar să discutăm toate acestea într-o emisiune următoare. Poate l-aducem și pe domnul acela care se ocupă de, cum se cheamă? Organizația de management a destinației. Când are timp și este pe la Piatra.
ca să discutăm și cu dânsul. Deci este în special de proiectele, vorba despre proiectele trimise de un ascultător și telespectator de al nostru pe zona Ștrandului. Am reușit să mă uit pe ele, dar trebuie să recunosc că discuția doar așa să-i arăt primarului în față un proiect nu se poate ține. O să facem o emisiune specială dedicată acestui gen de proiecte. Ca de să acord, lămurim chiar această... Consider că și... o emisiune tematică e mai eficientă. Exact. Decât... Deci ca să lămurim situația asta, pentru că într-adevăr sunt câteva lucruri foarte interesante. Eu le-am lansat într-o emisiune mai de mult anul trecut, dar nu atât de amănunțit cum vine și ne prezintă acest domn care trăiește în Londra și care aduce și exemple concrete din țările vecine. E interesant. Dar, apropo, am spus de Ștrand, aștept și eu să trec la Ștrand, nu pe podul de aici, care pe punte. Punta aștept Ștrand este și unul dintre cele mai complicate. Cred că v-ați plictisit de câte ori ați fost întrebat despre Puntea Ștrand. Eu nu întreb de ce nu pot să trec eu, dar întreb că vine sezonul. Domnul Bărănescu, n-am timp să mă plictisesc, iar vă spun sincer. Și când vine am reținut care sunt nuurile dumneavoastră. N-aveți timp de un pahar de apă, n-aveți timp de bârfe, n-aveți timp să vă plictisiți. Am înțeles. Puntea Ștrand este una dintre cele mai serioase provocări ale mandatului. După ce am scos-o de 5 ori la licitație, după ce în sfârșit am avut un constructor care s-a calificat cu oferta pe care a depus-o și a semnat contractul de execuție a punții de la Ștrand, iată că am ajuns într-o situație de blocaj. Constructorul nu a găsit o firmă care să poată întinde toroanele și să vină cu o procedură tehnologică acceptabilă pentru în condițiile proiectului tehnic. A venit cu variante de subcontractanți, unii care nu se puteau încadra sub nicio formă în valoarea proiectului existent în bugetul contractului. Legea ne împiedică să mărim acest buget al contractului nejustificat și chiar și în condiții justificate, deci, mărirea nu se poate... Mă pregătiți pentru o nouă licitație, din câte bag seama. Am ajuns în situația în care constructorul a constatat că nu mai poate duce contractul la bun sfârșit, nu are cum să execute puntea în condițiile date, va pierde garanția de bună execuție, e un lucru pe care înțeleg că și-l asumă și am ajuns în situația în care cel mai probabil astăzi, mâine vom face rezilierea contractului de execuție. Solicit de urgență proiectantului în punct de vedere cu privire la posibilitate de implementare a proiectului de execuție în condițiile bugetului dat pentru a avea până la jumătatea săptămânii viitoare un răspuns clar cu cât este nevoie să suplimentăm bugetul pentru această lucrare. O scoatem din nou la licitație și până la sfârșitul anului tragem tare să fie puntea de la Ștrand gata. Din păcate, aceasta este realitatea. Nu am cea mai bună veste, dar mergem înainte cu optimism și scoatem din nou la licitație. Eu revin la ideea cu căula. Deci, e o idee pe care am explorat-o. Deci, nu, deci cu căula măcar ca o perioadă așa de tranziție. Pentru că ați înțeles, nu știu dacă ați auzit, dar la Luț ca un particular va face un fel de căulă, pot de pontoane, mă rog, ce-o fi, și poate reușim să... Problema este de întinderea procesului ca durată. Pentru că orice chestie nouă înseamnă un proiect tehnic, înseamnă avize, înseamnă... Lăsând la o parte răspunsuri, lăsând la o parte, vorbim de bugetare. Lăsând la o parte toate, deci și acest sezon la Ștrand rămâne cu un singur acces, accesul pe pod. Ca să nu-și mai facă lumea iluzii. Mai vin cu o veste bună. Vom avea puntea de la Ștrand finalizată. Eu sper că până la finalul acestui an. În următoarele două săptămâni vom primi proiectul studiul de fezabilitate, adică partea inițială a proiectului tehnic, pentru podul de la Căprioara. Vă spun, va fi ceva frumos acolo și o investiție care pentru mai bine de un secol... Pentru binele orașului sper că podul se face, că ăsta rămâne în picioare.
care e acum, ca să nu-l dăm jos și să începem, știți că după... Situația este puțin complicată și acolo, dar am găsit o alternativă. Nici eu nu am vrut să accept sub nicio formă de asta tema de proiectare pe care am dat-o anul trecut. Se duce totul peste cap. Nou, lângă podul existent. Așa ar trebui. Așa a fost tema de proiectare. Sunt o serie de situații, de proprietăți, de structura terenului și de zona de protecție a căii ferate, pentru că sunt o serie de... e un macaz în zona respectivă. Pur și simplu e foarte puțin probabilă reușita unui proiect care să schimbe amplasamentul podului existent. Motiv pentru care am solicitat de urgență găsirea unor soluții alternative pentru circulația temporară. Podul se va executa în 3 luni, inclusiv demolarea podului existent și va fi cel mai probabil... În 3 luni? 3 luni. Așa ne-a spus proiectantul. Conform bugetului alocat și el va veni cu soluții tehnice. Proiectantul pentru... din birou sau de unde? Nu. Proiectantul a fost de mai multe ori în Neamț. Trimiteți-l un pic la podul de la spital. Acolo este o altă care situație. E mai micuț. Proiectul tehnic acolo a fost realizat cu o altă temă decât noi. Am cerut un pod care să aibă, să fie o lucrare de artă care să preteze pentru accesul către o zonă turistică. Vorbim de una dintre principalele zone de divertisment, de agrement ale orașului, motiv pentru care podul trebuie să arate impresionant. În 2 săptămâni vom veni cu imagini și vă vom lăsa pe dumneavoastră și pe cetățenii orașului să spună dacă imaginile arată bine și mergem înainte cu acest proiect sau alegem o altă soluție tehnică. Cu privire la accesul către Văleni, Bâtca Doamnei și Agârcia, am găsit o alternativă undeva în zona gropii de gunoi a orașului. Să realizăm o zonă de acces pentru perioada lucrărilor. Da, așa, că vine acum studiu, da, deci cam când ar trebui să înceapă lucrările? Deci, avem cam următorul calendar. Vom avea rezultatul studiului de fezabilitate undeva la jumătatea, sfârșitul lunii iunie. Încă 2-3 luni pentru obținerea unor avize, după care pregătim caietul de sarcini undeva spre sfârșitul anului viitor. Vom lansa spre proiectare și execuție. Vom lansa o licitație de proiectare și execuție. Și va urma o perioadă de mobilizare și de pregătire a tuturor materiilor necesare pentru construcția podului nou și a tuturor echipamentelor, organizarea de șantier, totul. Când este totul pregătit, ar dura 2-3 săptămâni demolarea podului existent și 2 luni și jumătate construcția podului nou. O situație comparabilă, dacă vreți, inclusiv cu ce se întâmplă la podul de la spital, care în 2 săptămâni ar trebui să fie demolat complet. Și în 2 luni și jumătate, maxim 3 luni, podul va fi... Am impresia că au luat Viagra constructorii de la spital, că de 2 zile se lucrează acolo, am văzut. Au săpat, au scos, au început să demoleze, nu știu, există oare și Viagra pentru utilaje, constructor, nu-mi dau seama. Noi le-am recomandat toate medicamentele și vitaminele necesare, pentru că de astăzi înainte nu ne mai permitem nicio întârziere. Și da, s-a semnat un nou act adițional cu constructorul, prin care își vor asuma și o serie de penalități. Sunt niște întârzieri nepermise în proiectul de Petraian și Decebal. Sunt și întârzieri explicabile, dată fiind situația lucrării de aducțiune apă. Astăzi ar trebui să înceapă mobilizarea pentru începerea lucrărilor la lucrarea de apă și eu zic că luni dimineață vom vedea echipele la lucru. Am solicitat constructorului să lucreze pe 2-3 fronturi. Nu? Sigur.
Adică nu că se duc la lucru, că am mai văzut echipe la lucru. Ba cu cafeluța, ba cu telefonul, ba cu... Am văzut și eu echipe la lucru, 5 oameni pe, nu știu, în... Într-un areal, da, într-un areal, așa? Lucrând de zor, unul cu cafeluța în mână, unul fuma o țigară, altul stătea cu fundul pe o bordură, altul se sprijinea în lopată și... Foarte da, important e de precizat dacă era bordură nouă sau bordură veche. Asta pentru nu asigurarea... bordură mi-a tras atenția, dar... Păcat, pentru că trebuie să ne dăm seama dacă era asigurat un confort elementar. Ideea este așa ceva nu mai trebuie să vedem în Piatra Neamț. Fac apel la toți pietrenii, dacă văd astfel de situații, fraților, haideți să-i facem de râs. Că penalități vom avea grijă să le dăm și penalitățile vor fi 0,1% pe zi din toate la situațiile de lucrări. Acum, îmi permite să vă spun, cred că pe unii dintre ei doare la cașcheta cu care umblau un fost președinte de Consiliul Județean. Pe unii poate să-i doare la cașcheta, dar pe unul vă spun eu că durerea nu va fi așa și apoi durerea se va distribui către... concentric sau excentric, cum doriți. Deci toată lumea va trebui să pună osul la treabă. Am înțeles. Deci, dacă începe acum cu adevărat, să spunem că în două luni jumate, trei, vedem podul de aici, gata. Eu la pod consider că de mișcat s-au mișcat bine. Având în vedere circumstanțele și discun. Au fost deturnat 120 de piloți forați pentru a asigura protecția malurilor și a... Și am văzut că acum s-a săpat deja, deci pilonii aia, piloții, cum se cheamă, da. Își fac treaba. Da. Grinzile sunt deja realizate. Imediat ce se demolează, vor fi aduse în amplasament. Și se toarnă, mă rog. Vor fi turnați. Am înțeles. Bun. Sprijinirile. Ce facem? Când se dă drumul, se finalizează aici pe Leonida? Pe Leonida se lucrează la pregătirea ultimelor. Se fac ultimele activități înainte de turnarea stratului de uzură, ultimul strat. Săptămâna viitoare va începe turnarea stratului de uzură, probabil marți sau miercuri. Nu știu dacă se va reuși finalizarea până la sfârșitul săptămânii viitoare, dar cert este că ne apropiem de final aici și va fi dat în folosință integral și podul de la piață, unde s-au montat balustradele care să asigure protecția pentru acea zona de acel rost dintre cele două poduri. Văd că sunt destul de mulți pietreni care nu înțeleg existența acelui rost, a acelei zone de despărțire dintre cele două poduri. Sunt utilități în zona respectivă pentru care trebuie asigurată protecția și podul nu se putea realiza în condițiile existente, să fie un pod unic cu patru benzi de circulație acolo. Aceasta a fost singura soluție posibilă acolo pentru a nu ajunge... Acolo sunt niște utilități ale Romgazului, apăserul. Romgaz sunt, din câte înțeleg, da. Și ca să nu le schimbi... Mutarea poziției unor conducte presupune o întrerupere a circulației multe luni de zile pentru a realiza săpăturile necesare și modificarea traseelor respective. Eu cred că nimeni nu-și dorește să complicăm lucrurile atât de mult și să aruncăm și bani de pomană pentru ceva ce se poate realiza atât de simplu doar cu acest mic neajuns, că este undeva o gaură între cele două poduri, o despărțire între cele două poduri. Nu cred că supăr atât de... nu e explicabilă această supărare până la urmă, dacă stai și gândești logic și argumentat. Dar este adevărat, oamenii, toți avem tendința de a lua informația brută, de a nu o analiza, de a nu o interpreta, de a nu avea o gândire critică. Citesc acum o carte... Ca de obicei, nu deci rețin numele autorului. Încă o dată, n-aveți timp de bârfe, n-aveți timp de băut apă,
ce am mai zis, nu mai știu al treilea ce era, dar mai citiți câte o carte. Să mă plictisesc. Da, să vă plictisesc. Păi deci, și de asta, că așa. Din punctul meu de vedere este necesar să ne mai întreținem mintea activă și doar uitându-ne la probleme nu putem face asta. Mă rog, și această carte, titlul cărții este Gândire lentă, gândire rapidă. Este un psiholog celebru în lume, dar numele acum îmi scapă. Cert este că acolo esența cărții spune în felul următor. Toți oamenii, absolut toți, inclusiv geniile, au tendința de a lua decizii pripite, bazate pe intuiție și de a evita să ne punem mintea la contribuție, să intrăm pe o gândire extrem de analitică. Mintea obosește rapid. Dacă avem undeva în experiența noastră o ancoră care să ne arate un răspuns intuitiv, noi avem tendința de a merge către acel răspuns și să scăpăm de, să scăpăm de efort. Dacă vine cineva și ne dă impresia că zice un adevăr, noi gata, luăm de bună chestia respectivă, nu mai analizăm, nu mai interpretăm, o răspundim mai departe și așa se propagă dezinformarea. Gândirea critică este atunci când nu te lași impresionat de primele cuvinte, de primele cifre care le vezi acolo și intri puțin în profunzime și începi să faci tu calcule și descoperi că ajungi la niște adevăruri mult mai pentru asta decât... trebuie să ai toate elementele necesare exact. Pentru a putea analiza. Mm-hmm. Dar revenind la ceea ce ați mi-a plăcut foarte mult că inclusiv geniile mai greșesc, au tendința asta. Și acum îmi dau seama de ce avem probleme în România. Pentru că, într-adevăr, avem numai genii duse în zone, în zone de decizie. Mie îmi place că un vâslaș, nu Pațaichin, un alt vâslaș care trăgea la barca domnului Dragnea și i-a asigurat condiții de pescuit împreună cu domnul Grindeanu, adică domnul Ciolacu, va ajunge prim-ministru și el este un geniu de felul domniei sale. Sper să nu ia decizii pripite. Avem și alte cazuri deosebite. Dar nu e nimic rău să fii vâslaș, dimpotrivă. Când ești dispus la efort și mai ai și direcție și orientare, e cu atât mai bine. O să rețin asta cu direcția și orientarea vâslașului. Da. Mergem mai departe. Ce-i povestea asta cu parcul industrial de la Dumbrava? Este un proiect de care orașul, din punctul meu de vedere, are nevoie și nu vă ascund despre ce e vorba. Că este sincer... vorba despre o investiție privată. O investiție privată pe aproape 9 hectare, unde investitorul va veni cu o unitate de producție proprie și va asigura spațiu și utilitățile pentru alte companii în condițiile unui regulament. Deci această investiție este vorba despre cunoscuta fabrică locală ADF, fabrica de ferestre și geamuri Termopan. Jos pălărie. Dacă un privat s-a gândit să facă lucrul ăsta... Și nu este singurul. Mai avem discuții despre un alt parc industrial, care discuții se vor concretiza probabil lunile următoare. Cert este că planurile sunt extrem de ambițioase, șantierul respectiv, chiar vă invit să mergeți acolo, să vedeți că este o dinamică continuă. Eu am fost impresionat ieri când am fost pentru a treia sau a patra oară doar în ultima lună și de la un teren care era o ruină, practic, acum aproximativ 2 luni, astăzi se ridică o hală impresionantă. Eu sper, da, să nu fie acolo iarăși un supermarket. Sincer, îmi doresc. Supermarket, îmi doresc din suflet. O producție extrem de elaborată. Probabil ați vizitat fabrica ADF-ul, nouă ADF, da. Care este una dintre cele mai este tehnologizate. Este în top. Ce să mai exact. Discutăm? Este în top. Ei, acolo deci, va fi un pas înainte, deci, chiar și față deci de un parc industrial în care ADF-ul își va dezvolta și el. ADF-ul va avea o unitate de producție și va pune proprie. La dispoziție pentru alte unități, da, care vor să vină acolo. Sigur că asta da. Este un lucru bun pentru că
chiar dacă să spunem că nu vine nu știu ce firmă mare, dar măcar vor exista locații pentru relocare. Când vine o firmă mare, acea firmă mare nu va lăsa profitul aici. Deci trebuie să înțelegem lucrurile astea. Eu mă gândeam inclusiv la relocări. Când un investitor local face o investiție, este senzațional. Este cea mai bună dovadă de... Jos pălăria. Exact. Deci jos pălăria, pentru că asemenea lucruri aduc progres. Aduc progres. Sigur că da. Acolo, dar stai și te gândești, orașul ăsta mai are încă unități industriale în oraș. Există inclusiv... Mai este un parc industrial. Mecanica Ceahlău. Bine, acolo nu discutăm. Mă rog, e pe acolo, legea veche. Acolo este pe hârtie deocamdată. El funcționează pentru că acolo, și eu mi-asum ce spun... Mecanica Ceahlău este unul dintre contribuabilii mari. Eu știu, numai că acolo, el când a fost făcut la vremea aceea, eu nu știu acum ce au de gând în continuare, acolo a fost făcut pentru că erau niște facilități oferite firmelor care făceau parc industrial. La un moment dat am și scris. Dar este firesc să fie acordate aceste facilități. Da, dar el să funcționeze ca un parc. Aceasta presupune și sprijinul pe care primăria consider că este obligată să-l ofere. Este foarte bine. Numai să funcționeze ca un parc. Cu atât mai bineînțeles că va funcționa ca un parc. El are câțiva ani buni, are ani buni de când este declarat parc. Pentru că a fost pe legea veche, au existat alte condiții. Aici nu se pune deloc această problemă. Iar proiectul de hotărâre pe care îl supun atenției Consiliului Local și care cred că va fi dat publicității probabil mâine, deși ședința de Consiliu Local va fi pe 30 mai anul luna aceasta, pentru că sunt mai multe argumente în această direcție. Săptămâna viitoare, de astăzi într-o săptămână, va fi și înălțarea, Ziua Eroilor și... Deci mergeți pe final de lună, da. E normal. Da, o să spun și atunci jos pălăria când va funcționa ca un parc. Nu doar ca o modalitate de a mai obține niște avantaje, care le merită, că Mecanica Ceahlău este o firmă care, dincolo de toate, a rezistat, încă merge, e bine pe piață, a avut norocul că a venit un manager care s-a ocupat, de când mă știu, era o doamnă acolo care s-a ocupat în ultima perioadă, președintele Consiliului de Administrație, și lucrurile au mers bine. E ok. O să spun și atunci jos pălăria când o să fie. Dar sunt semne bune din punctul ăsta de vedere. Bun, acum, revenind la oraș, am vorbit de Puntea Strand. Spuneți-mi un pic, ce se mai întâmplă cu parcul Nicu Albu? Că bust avem pentru el, avem bustul. Așteptăm un răspuns. A fost licitația pentru lucrările de amenajare a parcului. S-a făcut decontaminarea. Între timp am dat raportul evaluării, au fost patru și ofertanți. Și cine trebuie să dea răspunsul? Au fost patru ofertanți, doi s-au calificat, doi nu. A fost declarat un câștigător, așa cum este și firesc. Cel de pe locul 2 a contestat și unul dintre cei care nu a dat o ofertă, da, care a fost descalificat. Așteptăm răspunsul de la CNSC, care ar trebui să apară din moment în moment. Din punctul meu, cred că se împlinește termenul pentru a primi acest răspuns. Vom, dacă răspunsul CNSC ne este favorabil, și eu cred că întrunim aceste condiții, semnăm contractul și dăm imediat ordinul de începere a lucrărilor. Contractul de execuție se va întinde pe durata a maxim 12 luni. Nu știu exact care este termenul dat de ofertant, deci e posibil să fie chiar mai devreme. Imediat ce avem răspunsul de la CNSC, facem publică semnarea contractului și a ordinului de începere a lucrărilor. Am înțeles. Vă povestesc o întâmplare de azi dimineață la ora 7 și 10, 7 și un sfert. Eram pe această zonă unde sunt niște chioșcuri de flori în drum, în trotuar. Și erau două doamne acolo care stăteau și așteptau autobuzul. Una dintre ele îi spune celeilalte, pe care mă vede pe mine și îmi spune, dar de ce nu spuneți lucrul ăsta?
Să spun dacă mi-aduc aminte în emisiune. Doamna aceea a spus așa: domnul Bănescu, vă place cum sunt chioșcurile astea pe trotuar puse și așa, ci și nu numai aici, sunt și în Mărăței, sunt și în Dărmănești. Și așa am auzit că sunt proprietate, privat acum, multe dintre terenurile astea. Și dacă este așa și sunt proprietate privată, de ce nu face primăria, că nu cred că cineva putea să împroprietărească în mod legal cu terenurile astea, de ce nu face un proiect sau, mă rog, tot ce trebuie făcut din punct de vedere legal pentru, cum se cheamă atunci când faci autostrăzi și trebuie să iei terenurile? Expropriere. O chestie de expropriere. În primul rând, condiția pentru expropriere, sigur o știți mai bine decât mine. Nu știu, eu întreb, că eu n-am întrebat, eu am întrebat o doamnă. În primul rând, expropriere înseamnă două treimi în Consiliul Local. Bun! Nu le avem astăzi. Da. Avem o majoritate la liberă. Dar poate îi convingem. Poate îi convingem. Pentru că ei sunt PSD-și care nu sunt cu dumneavoastră și pe vremea aia erau, dacă nu mă înșel, portocaliu. Un pic la realitate. Într-o ședință de Consiliul Local recent n-au votat inventarierea unor bunuri în domeniul public și privat al municipiului Piatra Neamț. Adică să ne însușim niște bunuri ale noastre, n-au votat acel lucru și este vot de unde este necesar două treimi. Despre ce vorbim? Credeți că ar susține o expropiere care este foarte simplu să o demontezi și să vii cu un val de nemulțumire a proprietarilor? Vai, săraci oameni, uite, vine primăria și le ia bunul. Bun, da. Cam așa ar suna o campanie inițiată de primar corectării unor lucruri. Eu mi-aduc aminte că câteva din acele terenuri au ajuns, nu știu cum, nu știu prin ce, așa, în zona unui fost viceprimar, care le-a vândut, care, mă rog, adică, dacă lucrurile alea nu s-au făcut cușer, sper că nu greșesc când spun cușer, că e vorba de niște tranzacții din acelea, așa mai e. Haideți, domnule, să încercăm să corectăm. De ce? Că vă încurcă. Vă încurcă pe cularele de mobilitate. Vă nu încurcă. Vreți să știți cât de mult. Păi, și atunci... Aveți perfectă dreptate. Mi s-a părut de bun simț reacția doamnei. Dar e cât se poate de corectă. Dar e argumentul pe care vi l-am dat, că astăzi Consiliul Local nu ar fi pregătit pentru un asemenea proiect din motive politice, evident. Noi astăzi nu putem îndrepta multe lucruri în oraș, tocmai din cauza unei opoziții nejustificate față de anumite proiecte. Nu dau vina pe opoziție, ci opoziția ca poziție în sine. Apropo acum de două treimi. Bună dimineața! Întrebare pentru invitatul dumneavoastră. Are de gând primarul și cei din partid să aibă de data aceasta o coaliție cu USR și candidați comun la alegerile locale pentru a fi sigur că nu pierd alegeri, ținând cont că cele trecute din 2020 nu au făcut cu USR abia după alegeri, adică alianța. Deci, știu că e o întrebare grea și nu are nicio legătură, dar... Nu e o întrebare nici grea și putem zice că are legătură, mai ales cu cu două treimi, când vorbim de două treimi și de poziție. Astăzi, la nivel local, PNL, USR, Pro-România oferă sau asigură o majoritate funcțională. Este o alianță locală funcțională. O alianță post-alegeri. Da? Așa s-a nimerit. Din punctul meu de vedere, a vorbi astăzi despre o alianță pre-electorală este prematur. Dar eu zic că PNL este pregătit să intre singur în alegeri pentru primărie și pentru Consiliul Local. Va fi cu siguranță o analiză la nivel județean și în funcție de asta vom stabili strategia pentru toate localitățile din județul Neamț. Dar astăzi nu putem vorbi despre o alianță preelectorală. Da. Am dat drumul la cutia Pandorei și vin întrebări.
Deși am mai lămurit odată chestia asta, chiar noi am scris pentru prima dată despre autorizația de demolare de la podul, despre podul la spital, cineva întreabă care este situația cu acea autorizație, de ce nu a fost cerută la timp. Autorizația este semnată. Autorizația este acum semnată. Este de vreo două săptămâni, nu știu exact, dar este semnată. Dovadă că au început lucrările, că altfel nu puteau începe. Sigur. Așa. Și de ce nu a fost cerută la timp? Ați mai explicat odată, dar poate în 30 de secunde mai spuneți odată. Întotdeauna, pe astfel de proiecte, documentațiile sunt destul de complexe. Nu pot să stabilesc eu vinovați, chiar atâta vreme cât găsim soluțiile, este mai puțin importantă vinovăția cuiva. S-a considerat că în proiectul tehnic se vorbește despre demolarea podului și odată fiind demisă autorizația de construcție a noului pod pe amplasamentul existent, s-a mers pe o deducție logică, probabil că autorizația de demolare este cuprinsă în respectiva autorizație de construcție, pentru că în unele avize chiar se vorbea despre demolare, dar pentru a fi siguri am decis să obținem în prealabil autorizația de demolare, s-a nimerit să fie chiar în preajma începerii lucrărilor de demolare și de aici, într-adevăr, este o scăpare, s-a remediat între timp situația, mergem înainte. Bun, întrebare din nou. De ce s-au tăiat pomii care erau înfloriți? Și, deci oamenii... Vă dați seama că sunt și reacții emoționale, dar pe de altă parte sunt câteodată și reacții normale. Sunt mai mult decât firești și pe mine m-a enervat cumplit situația că am ajuns în punctul de a tăia niște copaci înfloriți, câtă vreme noi știam deja că acel lucru trebuia să se întâmple primăvara asta. Aveam de plantat 1900 de copaci, foarte frumos, impecabil, mult mai potriviți decât acei corcoduși și pom fructiferi. Dar este o crimă să tai un copac înflorit. Nesincronizarea și lipsa de grijă pentru a te încadra în calendarul uman, da? Nu, să tai un copac înflorit mi deja nu este normal. Aveți adică perfectă dreptate. Nu este normal. Nu am acceptat așa ceva. Pur și simplu am fost pus în fața faptului împlinit. Nu vreau să întreb care este funcționarul din primărie care se ocupă de partea asta cu copaci. Deci nu se va mai repeta. Pentru că nu de alta, dar s-ar putea să dau peste o veche cunoștință. Să dăm peste o veche cunoștință. Dumneavoastră cunoașteți pe toată lumea. Nu, eu nu chiar așa de bine cum cred lumea. Da, bun, ne-am lămurit și cum e cu spitalul. Eu fac o legătură la emisiunea de mâine. Mâine o să vină cel care susține financiar echipa de fotbal Ceahlău. Au un meci important. Eu am spus, oameni buni, mergeți la meci, susțineți echipa. Nu se știe încă cu cine meciul următor este de moral. Echipa este deja calificată în semifinală. Da, nu, eu vorbesc de baraj. Da. Meciul de baraj. Ăla e... Acolo. Nu se știe cu cine încă vom juca. Dar dacă echipa va trece de hopul acesta și va intra în divizia B, Liga a doua. Că tot eu am rămas pe vechi cu divizia B. Liga a doua, clar că pentru a rămâne acolo totul se schimbă. Sumele de licențiere, sumele pentru baremul arbitrilor, sigur că da. Trebuie adus jucător probabil și crește nivelul salarial. Adică toate lucrurile vor fi la un alt nivel. Există o gândire din partea administrației publice locale vis-a-vis de o implicare în domeniul acesta? Sigur că da. În primul rând, mai ales dacă vine mâine domnul Mozăreanu, vă rog să-i transmiteți și felicitările mele. L-am și contactat direct pentru deci acest lucru. Deci tocmai le-am transmis. Urmează să avem și o discuție, inclusiv pe subiectul la care ați făcut referire. Cum funcționează astăzi colaborarea și că trebuie să facem un pas înainte. Felicit în primul rând jucătorii pentru o performanță extraordinară. Au reușit
să aduc pe stadionul din Piatra Neamț un entuziasm care odinioară făcea atmosferă. Mă bucur să văd pe stadionul din Piatra Neamț aceeași atmosferă ca în vremurile bune ale fotbalului din Piatra Neamț. Este clar meritul finanțatorului, pentru că fără implicare financiară un asemenea proiect nu are cum să reziste. Este foarte adevărat că dacă vorbim despre promovare în Liga a doua, este nevoie de o susținere mult mai puternică a echipei. Și concretă. Și din partea publicului, și îmi doresc ca la toate meciurile, chiar și la următorul, când miza poate nu este atât de mare și de... Nu mai vorbim de o... Dar poate fi o sărbătoare. Exact. Să poate mergem și să sărbătorim alături de echipă și să simtă că sunt într-adevăr susținuți de publicul din Piatra Neamț. Cât despre susținerea financiară care ar fi nevoie pentru a rezista și avea o strategie de promovare în Liga, în prima ligă, consider că este nevoie ca tot mediul de afaceri local să se implice. Pentru că sportul pietrean a intrat într-o zonă de declin din momentul în care oamenii de afaceri s-au retras. Primăria este firesc să se implice și să susțină, dar nu o poate face de una singură, trebuie să fie într-adevăr o implicare cât se poate de extinsă. Discutăm și vom vedea cum reușim să susținem mai mult sportul de performanță din Piatra Neamț și implicit echipa de fotbal, pentru că este nevoie de acest lucru. Am luat mai multe variante în calcul, urmează să le discutăm punctual cu finanțatorul echipei de fotbal, cu celelalte echipe care sunt în zona asta de a promova sau de a... Da, avem acum, nevoie de această avem acum o idee care merită susținută cu echipa de volei. Exact. Deci acolo este un om care merită susținut pentru că știe fenomenul, este implicat la nivel de federație în ceea ce contează foarte mult în fenomen și ideea lui de a crește o echipă care în 2-3 ani cu forțe locale să poată promova și să ajungă să bată cu echipele de top. Bune da. De top, cu forțe locale, este merită susținută orice ar spune oricine. Exact. Și nici nu sunt bani foarte mulți acolo. Acolo nu sunt bani Anul foarte mulți. Anul acesta am alocat mult mai mulți bani pentru sport și pentru activitățile care generează așa un entuziasm public și implicare publică. Am alocat mult mai mulți bani față de anul trecut. Anul trecut am alocat mult mai mulți bani față de anul anterior. E logic progresul să acesta, progresul acesta va fi într-adevăr de la an la an, mai ales că ne așteptăm ca anul acesta să scăpăm de cătușele datoriei publice care ne grevează încă și ne blochează în a avea forțe mai mari în dezvoltare. Cu cătușele datoriei publice sună bine. Să vă spun ceva, sună mai bine cu cătușele... Nu, eu am folosit o metaforă. Metaforă. Cătușele celor care ne-au făcut să ajungem la o datorie publică pe obiective de investiții prost făcute sau inutile. Dar, mă rog, eu nu pot să... Deci doar am citat așa o parte. Deci, eu vorbesc doar despre opțiunea la care vreau să mă refer și anume faptul că astăzi ne facem planul de a fi mai liberi, de a ne uita cu mai multă încredere către investițiile care să fie pe termen mediu și lung. Și de a face investiții pe termen... Adevărul este că avem foarte multe provocări care, în mod normal, un oraș de talia Piatra Neamțului n-ar trebui să le aibă astăzi. N-ar trebui să stăm cu puntea de la Ștrand închisă. Dacă cineva își făcea treaba la timp, astăzi n-aveam puntea de la Ștrand închisă. Dacă cineva își făcea treaba la timp, astăzi nu trebuia să vorbim despre reparația punților pietonale din municipiul Piatra Neamț. Dar iată că asta facem astăzi, le reparăm. Unde reușim? Unde am reușit să avem contract? Două punți s-au finalizat, urmează să începem
pe puntea din fața de la spital. Și urmează ca după ce terminăm podul de la spital să demolăm puntea pietonală de la Upmarket, că nu mai ține, nu mai e ok așa, nu mai ține pe termen lung. Acum e reparată cât să se poate nu, trece, avem, da. Nu avem probleme de siguranță acolo. Dar nu e normal. Dar iată că noi prin asta trecem astăzi și lumea este nemulțumită și pe bună dreptate este nemulțumită că până la urmă înjurăturile care le iau eu astăzi nu le iau pentru că nu mi-aș fi făcut eu treaba, ci pentru că nu și-au făcut-o alții la timp. Acum, cum să vă spun, asta cu înjurăturile câteodată e de bine. E o metaforă, nu știu dacă sunt reale. Bun. Mai citesc. Care este logica celor două poduri? S-a răspuns în emisiune la asta. Deci, în golul dintre cele două poduri sunt niște utilități. Mutarea lor ar fi însemnat întârzierea lucrărilor și probabil și alte cheltuieli care nu au fost prinse în proiectul făcut în 2018. 18-19. 2018-19. Semnarea contractului de finanțare a fost, da, în 2019. Așa. Deci, de aceea, mi se pune o întrebă, zică, spune un domn, zică, credeam că anunțați o emisiune cu președintele Consiliului Județean. Acum, sincer, eu am avut o emisiune cu domnul Asaftei. Nu m-am lămurit încă bine cine este președintele Consiliului Județean real. Dar dacă mă lămuresc, o să anunț. Cu domnul Asaftei o să mai facem emisiune. Dar să vedem dacă reușim să ne dăm seama până atunci cine conduce cu adevărat Consiliul Județean. Dacă e pe linie telefonică, dacă e pe linie juridică, nu știm încă exact. Da, în curând ne vom convinge, ca să terminăm un pic mai cu... Așa. Întrebare pentru primar. Are de gând să nu mai ia chirie celor de la Ceahlău, acum că au ajuns la baraj? Chestia asta cu să nu le ia chirie este o întrebare, cum să vă spun eu, în afara legii. În afara legii. Nu se poate, legea nu ne permite. Dar din prima lună de mandat am venit cu o hotărâre de Consiliu Local prin care să sprijinim sportul de performanță din Piatra Neamț. Și am reușit să găsim împreună cu juriștii din primărie și cu colegii de la Economic o posibilitate de a face o reducere semnificativă. Am redus cu 75 tariful normal de închiriere. Echipa de fotbal nu plătește stadionul pentru întreaga perioadă de timp, ci doar pentru cele 4 ore de derulare a meciului, perioadă pentru care plătește cu 75% mai puțin. N-avem cum să facem altfel. Legea ne împiedică. Deși toată lumea știe că acolo este echipa de fotbal, că este stadionul echipei de fotbal, noi nu percepem o chirie pentru întreaga perioadă, ci doar pentru meciurile oficiale. Da. Acum, pe final de emisiune, trebuie să mai fac o, două, trei precizări. Indiscutabil evenimentul de ieri, vă rog. Și ca să nu vorbim numai despre tariful perceput, să ne gândim la investițiile care le-am făcut în ultima perioadă, pentru că gazonul este impecabil, întrunește toate condițiile pentru a se juca la cel mai înalt nivel. Pista de atletism. Urmează lucrările. Avem contract de execuție semnat. Nu am început lucrările la pista de atletism tocmai pentru a nu perturba activitatea de pregătire, antrenamentele și meciurile oficiale ale echipei de fotbal. Pe lucrarea asta, da, pentru pista de atletism, se va începe înlocuirea pistei de atletism imediat după ce echipa susține meciul de baraj. Lucrările vor dura 2 luni și jumătate, pentru că, după cum am obișnuit, cred că deja pe Pietreni, nu facem lucrări superficiale, ci facem lucrurile cât se poate de durabil și intervenția durează 2 luni și jumătate. Dar în august invităm toți pietrenii să alerge pe noua pistă de atletism, care, atenție, va avea și o cromatică mult mai prietenoasă cu ochiul și va fi mult mai spectaculoasă. Eu m-aș bucura să vină toți pietrenii pe pista de atletism, pentru că la un moment dat pista de atletism era loc de discuții în mers pentru ce se întâmpla, ce se va întâmpla în oraș. Și era, ca să spunem așa, un pic restrictivă. Era restrictiv accesul acolo, dar
Da, să sperăm că vor veni cât mai mulți. Trebuie să ne oprim aici. Eu vreau să opresc emisiunea într-o notă vesel, dar înainte trebuie să fac o precizare. Ziua de ieri a fost important, a fost și un eveniment. A fost anunțată sentința în procesul Chitica, Popii, Bordei, Zăpor, Casapu, acel proces care ține de niște schimburi în primărie. După ce în primă instanță s-au dat niște condamnări la Bacău, curtea, în alta curte de casație și justiție, a, precizare importantă, a decis că fapta penală nu există. Deci fapta penală nu există, a anulat toate deciziile, toate sentințele date înainte, dar a spus că nu se pronunță asupra părții civile a procesului, de aceea spun că sunteți de față, părții civile, și a menținut sechestru, se pare, pe câteva dintre lucrurile pe care s-a pus sechestru inițial. Interesant, nu pe... Deci pe sechestru este pus pe, pe proprietățile celor care au lucrat în primărie. Deci asta ne duce cu gândul la o greșeală administrativă. Probabil acolo se va ajunge. Și să încheiem așa mai zâmbitori, sper să zâmbiți și dumneavoastră, un banc din Mesagerul de astăzi, ultimul din lista de bancuri, 2 lei bătrâni în cușcă la grădina zoologică. Unul dintre ei, nu știu dacă a fost relocat de la noi sau nu, își aduc aminte de vremurile trecute. Se zice că în tinerețe a evadat. Da, am evadat și am ajuns la primărie. Stăteam ascuns și mâncam cât zilnic un funcționar și nimeni nu observa că cineva lipsește. Și atunci cum te-au găsit? Într-o zi mi s-a făcut poftă și a mâncat femeia de serviciu. Toată lumea a observat lipsa ei și așa au dat de mine. Asta a fost emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc pentru participare. Mulțumesc pentru banc. Cred că multă lume va zâmbi astăzi. Așa. Vă mulțumesc și am fost din nou întrebați dacă Piatra Neamț va deveni oraș de 15 minute. Vom discuta 30 de minute pe tema asta într-o emisiune viitoare. Cu siguranță. Numai bine, la revedere, cele bune. O zi frumoasă tuturor.